Facebook-ul și pe WhatsApp și pe Facebook-ul și pe... Melinda, aici cântă cu mine. Da, păi Iversul era bine, că se ducea să ne pună să sută de fereastră și de aia am zis că așa trebuie. S-a auzit din ea dificilă. Pentru tine, știi, dacă vrei să arăți ceva. Păi eu mi-am luat. Unde a dispărut? Ești gata? Dacă vrei să arăți ceva, știi? De asta am luat eu cuvitul ăsta și l-am pus, o să-l pun aici. Da. Croitorul nu o folosesc. Auzi, croitorul n-a folosit. Ce? Deloc, din contră. Da? Da. Da. Dar nu trebuie să faceți voi ca croitor. O să spunem că de la tine am lansat. Nu merim de-o luat, ești vreau să folosesc. Vezi cum scoți asta, bine?
ziua tuturor! Bine ați venit la cursul de maestrie al doamnei profesoare conferențiar universitar dr. Vera Schmelinda de la Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca. Îi mulțumim foarte mult că a acceptat și de această dată invitația noastră. După cum am fost informată, nu este pentru prima oară când se află la liceul nostru pentru a susține cursul de maestrie la vioară, însă este prima oară la invitația Asociației Șansă Competițională, care organizează acest eveniment împreună cu Liceul Vocațional de Artă și face parte din proiectul Masterclass 2021. Cu doamna profesoară, noi avem o colaborare foarte frumoasă de mulți ani, deoarece ne este alături încă de la prima ediție a concursului nostru Șansa Egală, în calitate de președinte al juriului. Activitatea bogată concertistică a dânsei, bănuiesc că toți violoniștii o cunosc foarte bine, însă astăzi este alături de noi în calitate de dascăl, de profesor, pentru a îndruma, a încuraja tineri violoniști în evoluția și cariera lor muzicală. Mulțumim foarte mult colegilor profesori de vioară care ne-au susținut această activitate și au îndemnat copiii să se înscrie la acest eveniment, iar numărul mare de copii care s-au înscris ne dovedesc faptul că este nevoie să organizăm aceste evenimente, sunt binevenite, pentru că toți copiii au nevoie de și de o altă părere, nu doar cea a profesorului îndrumător. Nu aș dori să lungesc foarte mult, mai trebuie să menționez sponsorii noștri, Rea și Retacom, care ne sprijină în buna desfășurare a acestui eveniment. Respectiv, să mulțumesc domnului Patrike Sorin și băiatului dânsului Ștefan Patrike, care se vor ocupa de transmisiunea online al acestui eveniment. Suntem la prima astfel de încercare cu această aparatură care de curând a fost achiziționată de către Asociația Șansă Competițională. Dânsul s-a străduit de câteva luni bune pentru a se învăța, a se familiariza cu cum funcționează această aparatură. Să sperăm că totul se va derula conform așteptărilor. Dorim mult succes participanților și putem să începem. Mulțumim! Thank you.
întâmplat. Deci, în muzica barocă, mă rog, dacă ne gândim la interpretarea istorică, care acum este destul de mult la modă, nu atât la noi, dar în afară câștigă din ce în ce mai mult teren. Dar nu numai. De exemplu, nu știu dacă cunoașteți cartea lui Leopold Mozart, Dorin Șure, da? Nu este tradus, din păcate, în română, dar există variante în franceză, de exemplu, dacă unii dintre voi au ocazia să facă rost de carte, de exemplu, la Cluj, la Academia de Muzică, există câteva cărți despre muzica barocă și despre câteva reguli de interpretare. Ar fi foarte important să le citim, pentru că găsim câteva lucruri stilistice care ne duc după aceea la soluțiile tehnice. De exemplu, după părerea mea, folosești prea mult poziții înalte, ar trebui mai multe poziții joase la poziția întâi, mă rog, în unele locuri te-ar ajuta foarte mult și la intonație. După aceea, folosești destul de multe ori schimburi de poziție sub legato. Și Leopold Mozart spune la un moment dat despre schimburile de poziție că este bine să se facă la schimburile de arcuș. Deci nu sub legato, ci la sfârșitul unui legato, între două legaturi. Da? Și atunci, eu acum te-aș ajuta puțin, cred că asta ar fi cel mai important pentru tine, să-ți dau câteva idei de digitație și arcuș, da? Ca să-ți fie puțin mai ușor, să fie puțin mai natural și mai ales să-ți iasă mai natural accentele muzicale. Pentru că, până la urmă, astea sunt importante, frazarea, da? Și unde vin accentele muzicale, să nu fie cumva pe arcuș în sus, pentru că și despre asta vorbește Leopold Mozart, că el zice că timpurile tari, dintr-o măsură, într-o măsură de 4 bătiri, timpul 1 și 3 trebuie să vină în jos. Da? Și sigur că accentele muzicale este bine să vină în jos, pentru că este mult mai natural tehnic. Ok? Începem încă o dată de la început să vedem ce... Numai puțin, tu ai creionul da. Acolo? Da. Ok. Am să-ți spun și o chestie legată de triluri. Toate trilurile tale, adică degetul cu care faci triluri, sunt intonate jos sau chiar la semiton, acolo unde ar trebui să fie la ton. Am să-ți spun și treaba asta. De exemplu, aici fa diezul tău este jos. Da? Deci... să funcționeze. Da? Și pentru ca să auzim prima dată dacă fa diezul acela este curat, poți să lungești puțin, să-i spunem, începe trilul cu o acogiatură lungă. Deci, să auzim, e curat fa diezul acela sau nu? Între degetul 3 și 2, da? Și când accelerez mișcarea de tril, da? Să nu vină degetul mai aproape de degetul 2, da? Deci, să bați în același loc. Ok? Mai încerci o dată? Să încep în jos.
Și de fiecare dată când ai treaba asta, da, deci ritmul punctat cu o apogiatură, eu aș lungi puțin apogiatura. Mai ai treaba asta, acolo nu, dar mai ai. Aici? Da, exact. Okay? Deci puțin mai lung cântat do-ul și puțin mai lung cântat sol-ul. Trioleții ăștia, da? Sunt, de fapt, formule ornamentale, da? Deci sunt niște ornamente care trebuie să sune cât mai lejer, da? Și atunci nu trebuie neapărat să le cântăm foarte egal sau strict ritmic, da? Deci sună bine... Lungești puțin laul și lași pe restul. Și în jos, pentru că iarăși avem un accent muzical acolo. Deci eu ți-aș propune varianta asta. Nu mai trebuie să reiei arcușul, începi în jos, da? Încearcă.
cât cu mai puțin arcuș și nu îl umflu cu vibratul, că atunci ai dat importanță, da? Poți să fii puțin... E foarte tras arcușul. El. Sare. Și te-aș încuraja să cânti cu mai mult arcuș. Dacă te uiți la mine cum folosesc arcușul, mă duc până la bază, chiar ridic puțin arcușul ăla. Urcarea aceea și coborârea și așa mai departe. Degetul 1, da? Deci tot pasajul se poate cânta în poziția în care merge. Thank you.
la tine este că bați prea de aproape, da? Ar trebui să-ți miști puțin deget, pardon, scuze, puțin de mai sus, da? Deci cu mai mult curaj, ridică-ți degetul, că lucrezi prea de aproape, de aia este și jos sunetul. Încă un lucru care ți-am jucat treaba, dacă înainte de fiecare trill ridici puțin arcușul. Deci în... Deci... Ok? Ridică cu curaj arcușul. Și căluș. Noi știm că spre tastieră cântăm piano și spre căluș cântăm forte. Așa-i? Lângă căluș tensiunea este mai mare, da? Și rezistă cozile la apăsare, da? Dar atunci ar trebui să te miști puțin mai aproape de căluș. Altfel, n-ai cânt, da? Da? Asta poate să rămână lângă tastieră. Ca să pot apăsa atunci. Încearcă, te rog.
fundamental începem, da? Ok, atunci de fiecare dată, bine? Lucru ar fi, în momentul în care ajungi la vârf, să rămâi lângă căluș, da? Să nu lași arcușul să-ți alunece pe tastieră, că atunci pierzi din sunet. Înapoi cu viola, te rog, că altfel dacă te duci și cu mâna și cu viola n-am făcut nimic. Exact. Har Domnului, e destul de mare distanța la tine între tastieră și între limba și căruș, încât să poți circula, da? La mine este mai mică distanța, ok? Dar asta ar fi important să nu cânti la pe tastieră, da? Să împingi puțin mâna în față sau să-ți lași jos încheietura aia, oricum am spune, da? ca atunci, la vânt, să nu-ți alunece pe tastieră, da? Da, de zero. Vezi că faci trilul cu si bemol. Aha. N-are rost, ajunge degetul 2 pe si. Hai de aici, de la sol. Thank you.
triolet, ci la ritmul punctat. Nu vrei să cânti și auftactul, că e mai complet așa. Ok? Acolo sigur facem un schimb de poziție, dacă se poate fără glissando. Încearcă puțin. În sus. Atenție. Dacă înaintea notei cu trila avem aceeași notă, deci nota cu trila nu este sol, nota fundamentală este sol. Dacă înainte acestei note avem tot la fel sol, același sol, atunci obligatoriu trebuie să începem trilul cu nota superioară. Ok? Formula asta este accentul muzical. Deci, aici ar trebui să vin în jos și atunci te-ar ajuta, da? Încearcă puțin în jos. Da, puțin mai jos.
staccatouri, deci articulația muzica barocă este foarte importantă să o respectăm. Deci dacă după si vine un alt legato, nu este nicio problemă dacă apare o mică cezură. Sigur, nu mare, dar atât cât să poți veni cu mâna jos, da? Și fă, te rog, astea două despărțite și după aceea trei în sus, da? Că atunci ești puțin mai liber la acuș. Să subliniezi mult mai natural. Deci, aș începe în jos. Și hai să vedem dacă e ca... Pardon. Pentru fa diez e bine să urci, dar aici eu n-aș mai urca. Numai puțin. Să nu urcăm nici aici, da? Că să fie toate notele astea care urcă, da? Deci asta este o voce. Fa diez, sol, la și si, da? Asta e o voce, cealaltă care, mă rog, se mișcă pe coarda la și atunci e bine să le avem pe toate notele acelea pe coarda mi. Da? Deci fără bravura asta. Să urci aici cu degetul 1. Ca să fii deja în poziția a doua și tot pasajul ăsta se poate cânta foarte bine în poziția a doua, coborând aici.
Încerci? Da. Acolo în poziția întâi. Da. Degetul 2, 0, 2 și 2. O variantă ar fi asta. Aș lega. Și totul în poziția a treia, nu știu cum să-ți scriu. Acolo deja ești bine cu... Da? Hai să vedem. Uite, ți-am scris, numai că printre atâtea degetații nu se mai vede. Deci 0, 2 și pe a 2. Atenție, fa diez. Fa diez. Thank you.
sus. Deci. Dacă legi mi, mi și de diez, atunci amicul ăsta o să-ți iasă în jos. Uite, deci ăsta în jos și aici ți-am fis un legato. Ok? Acela de o, schimb de poziție, te rog. Ok. Siul vine în jos. Eu aș pune deget 4 pe mine. De ce? Pentru că este puțin mai simetric, știi? 4 note pe coarda mi și 4 pe coarda la. Polifonia este, cum să zic, de bază în muzica barocă și atunci este bine să, să le alegem vegetația în felul în care să și reiasă treaba asta. Două voci, una pe coarda la, una pe coarda la. Adică schimbăm coarda sau facem schimb de poziție dacă se poate între